Am văzut. Mai exact, pe 7 septembrie, Partidul Mișcarea Populară a lansat un apel către toți cetățenii români din diaspora și din Republica Moldova, pentru că noi vrem să insistăm că există o mare diferență între diaspora și Republica Moldova, de a se înscrie în competiția internă a partidului pentru a putea candida la cele 6 locuri de parlamentari. Mai exact, 4 locuri pentru Camera Deputaților și 2 locuri pentru Senat. Colegul meu, Doru Dendiu, va candida la Senat, iar eu, Constantin Codreanu, voi candida la Camera Deputaților.